Bună seara și bine ați venit cu treaba la proponent, probleme de matematică la algebră. Așa, da, cu dragul lor, că nu se poate la matematică, m-am cu drag. Și trebuie să vă spun că am avut așa, teoria deștia trecută, cu o mâncă și cu o fetiță, au venit cu sora de la deci, care, mă rog, care s-a ales spațiu, o fetiță în clasa a patra și cu lacrimi în ochi de povestea, este pe internet, o să vedeți, că v-a dus-o și că e ce bucurie mare trăie ea acum cu fetița lângă ea și v-au șansa aceea de a urmări pe profesor online. Da, la centru? Da. Din copiii aia? Nu. Cu copiii aceia faci și fac ele acolo, surorile care sunt acolo. Și spuneau, zice, doi ani facem cu copiii, urmărim ce faci, zice, fracții, suplamentare, suplamentare. Noi am uitat, zice, de atâta vreme. Iar acum aduceți pe cineva și o să vedeți în filmul acela, clasa 6. Facem ca poate un test de la poate, da? Dar insist, da. Deci, acele care sunt sub, prea ușurele, nu știu da. Dacă... Hai, vrei să... Să dăm hârtia aia la o parte, aia de ridică. Da, s-a dăm hârtia. Acolo, da? Acolo, mai din față. Testul numărul... Începem din testul mai încoace? Da. Deci, ăsta e un test pentru capacitate sau ce vreți? Nu, e un test... Nu e pentru capacitate. Am înțeles. Îl facem de afară, da? Da. Testul numărul 1. Da? 1 de la pagina 25. 1 de la pagina 25. Bine, la unul e numerat cele trei elemente ale unei funcții. Asta da. Știu și ce? Domeniu, codomeniu și pe cele corespondențe. Deci când am deschis gura și am zis funcții, trei lucruri mi apar în minte, urgent. De unde plec, unde ajung și cum ajung. Ce rețetă? De unde plec, deci mulțumeam, domeniu de funcție, unde ajung și cum ajung. Astea sunt cele trei lucruri care trebuie să fie foarte clare. Fiecare are importanța sa. Pentru că am spus, dacă un singur element se schimbă, da, hai să zicem, da. Deci, care sunt cele trei lucruri? Domeniu. Codomeniu. Codomeniu. Și rețeta, da? Legea. Corespondență. Legea. Corespondență. Deci, legea de corespondență e rețeta. Da. Domeniul de definiție e... Mulțimea da. X și ori aia. F cu valori în AE? Da, așa se scrie. Deci când zic F definită pe R definită, ăsta e domeniul. Și mulțimea care rezultă după rețetă este codomeniu, da? Codomeniu. Codomeniu este mai amplu decât mulțimea valorilor. Ce înseamnă mulțimea valorilor? Numai tot ce obținem după rețetă, mulțimea valorilor. Iar codomeniul poate să fie mai amplă decât... Da? Domeniu, codomeniu și... Dar codomeniu este esențial să aveți în clar în minte. Domeniul înseamnă doar pe cei X și păstrez, cărora le pot găsi imagini. Pentru că nu pot păstra niciun element pentru care să nu pot găsi imaginea. Și am dat-o și îl iau încă o dată. Dacă vă dau funcție de X egal cu X pe X, aici, F e definită pe cine? Pe ea, în afară de 0. Pentru că la X-ul și la anumită și pățerea 0 nu are rost cu valori în ea. Iar dacă legea F, G de X, G de X egal cu 1, G asta e definită pe el, n-am niciun motiv să, da? Definită pe el cu valori în el. În clipa asta, cele două funcții sunt diferite. De ce? Asta are, ca domeniu mai puțin pe 0, a pierdut un element. Iar asta înseamnă tot el. Dacă aș face corespondența aia, să vedem, F lui 1 ce-i corespunde? 1 pe 1, 1, prin F. Lui 2 ce corespunde? Ca să iau așa. Îi corespunde totul. Deci, la toate elementele, numele reale, tot el are ca imagine numai de 1. Iar prin G, ce s-ar întâmpla?
E funcții constante 1. Deci rețeta este aceeași, vreau să vă spun. Rețeta este aceeași. Dar de ce cele două funcții sunt diferite? Pentru că au domenii diferite. Deci, în clipa asta, când ați deschis, când am profesat cu... Și F și G. F și G sunt diferite. Deci, nu, F și G, rețeta este aceeași. Păi, și am dat-o cu F. Deci, am dat-o cu F, pentru că aici, X pe X, tu ești tentat să simplifici și face 1. Da. Și făcând asta, e dat peste cealaltă. Dar tot e F, nu? Este... Deci am notat-o eu o altă funcție, pentru că e o altă funcție. Ea, când ai zis cuvântul funcție, are rețetă, domeniu și codomeniu. Și ca să fac distinție între exprimarea de aici și cealaltă, am notat-o pe asta cu F, care la X pe X, ce pierdusele pe 0. Iar pe asta altă cu G, care este aceeași rețetă, dacă vrei, tot unul face. Dar în clipa în care eu am făcut schimbarea asta, am făcut simplificarea, nu mai am aceeași funcție. Pentru că, în condițiile astea, lui 0 nu-i pot pune nimic în corespondență. Când dacă aș încerca să găsesc imaginea lui 0 prin F-ul ăsta, F de 0 nu există. Deci F de 0 face 0 pe 0. Care, despre care nu pot spune nimic. Dacă într-un singur punct diferă funcția, într-un singur loc, sau îți pierde domeniul, un singur element, e altă funcție. De aceea am notat cu în mod diferit F și G. De cele mai multe ori mei elevii mei, fiind atenți, în loc să pună condițiile pentru funcția aceea, la început, în forma care îți găsește. Așa, una dacă ai așa, fie funcția e blisă. Insist un pic aici, pentru că mă interesează ca să lămuresc niște lucruri clare. Dă funcția așa, e blisă egal cu x minus 1 supra x pătrat minus 1 plus x minus 2 supra x pătrat minus 5x plus 6. Deci, vi se dă funcția asta. Nu indic domeniul definiție. Rămâne în sarcina voastră. Și acum zic, găsiți domeniul definiție. Voi. Lucrați aici, fără să stați prea mult vechi, egal cu x minus 1 supra x pătrat minus 1. Nu poate fi 0. Ar trebui să puneți condițiile astea, nu? Imediat. Îmi spuneți ce ar trebui să facă, domn profesor, după aceea. Nu cum greșesc. Da, nu cum greșesc. Greșesc. Da. Deci punem condițiile așa în forma asta care este aici. Deci în x pătrat minus 1 diferit de 0. X poate fi 1 și minus 1. Deci x diferit de plus minus 1, la înțeleg. Da. 1 și minus 1. Și... x pătrat minus 5x plus 6 egal diferit de 0. Da. Nu negația, găsim x diferit de plus de 2 și de 3. 2 și de 3, da? Și x diferit de 2. X pătrat da. Minus 5. X minus 2 pentru x minus 3. Da. Și x mai ar fi 2 și 3. În momentul ăsta, ca să analizezi așa cum ți se dat ești corect, zici, e fi definită pe el. Mai puțin. Minus elementele rețete pentru care nu există funcția, nu poți găsi imaginea. Adică minus 1, 1, 2, 3. Cu valoarea de aia. Asta e treaba voastră, zice domnul profesor, să o faceți imediat. Imediat. Nu stai pe gânduri. Ți-o dat rețeta și dacă spun stabiliți o definiție, așa în forma că ai dat asta. Dacă nu ne spune? Dacă nu spune să stabiliți o definiție. Atunci ce poate să ne spună altceva? Deci, fiind la capitolul funcții, spune chestia asta. Altceva n-are ce să vă spun. Sunt și situații când autorul, ca să fie drăguț, vă dă el domeniul definiție. Și spune, fie funcția asta care țetă, cu nu știu ce, nu știu cum, și atunci te-o absolvi pe tine. Dar tu, prima grijă care ai este să stabilești domeniul de definiție. Ca să poți lucra în funcția aceea. Că acum e un acum de lucru. Și spune, calculează F de 5. F de 5 mă pot să fac așa.
x egal cu 5, atunci f de 5 este egal cu nu știu cine așa mai departe. Dar, în momentul de față, eu pot prelucra pe asta, s-o aduc la o formă mult mai simplă. Și acolo lucrăm f de 5 sau 5 mai întâi acolo. Și zic, x minus 1, supra, nu-l ghiți pătra minus 1, zic, x minus 1 pe lângă x plus 1. Plus x minus 2 supra x minus 2 pe lângă x minus 3. Da? Am descompus-o. Simplific x minus 1 cu x minus 1, abia acum, după ce am stabilit domeniul definiție, x minus 2 cu x minus 2, acum, și egal mai departe cu 1 supra x plus 1, plus 1 supra x minus 3, care înseamnă, aduce acuturi, x minus 3 plus x plus 1, totul supra x plus 1 pe lângă x minus 3, și face egal cu 2x minus 2, supra x plus 1 pe lângă x minus 3. Asta e forma... Așa, mai dăm și pe 2. Și pe 2 în față. Sau pe minus 2, ca să ne iasă... Nu te avantajează nimic. Nu te avantajează. 2 pe lângă x minus 1 supra x plus 1 pe lângă x minus 3. Asta e forma finală a lui Evdex care ți-a dă. Dacă asta e, acum în forma asta este acest document de definiție, la asta doar supărarea e pentru minus 1 și 3. Corect. L-ai pierdut pe minus 1 și pe 2. Minus 1 și 2. Și practic tu acum poți să faci f de minus 1 aici. F de 1. F de 1, da? Poți să faci f de 1 și poți să faci f de 2. Că nu ai nicio supărare. Dar înainte puteai să faci asta? Nu. Deci dacă e cumva lucrat și stabilești domeniul definiției la forma finală, e altă funcție. E altă funcție. Înțeleg? Da. Deci rețeta este aceeași pentru celelalte. Dar numai că acum nu mai poți face imaginea celorlalte. Aici avem niște elemente la care nu trebuie să găsești imagine, acum poți să găsești imagine. Și atunci ai alte funcții. De aceea am zis F și G. Diferite funcții. Adică aici domeniul de definiție doar 3 și minus 1 la supărare. Așa încât. Observații. Notați observații. Observații foarte rapide. Observații. Domeniul de definiție. Domeniul de definiție. A unei funcții, domeniul de definiție a unei funcții, se stabilește în forma inițială, sumează inițial, în forma inițială a expresiei. Se stabilește pentru forma inițială, da? Pentru forma inițială a expresiei. Nu după ce am uitat. Am spus de ce, am insistat. Mai mult de atât, nu știu ce să vă mai spun, dar sper că v-am convins că e un alt domeniu de definiție. Și noi păstrăm doar elementele pentru care găsim imagini. Așa că, spuneam, în foarte multe ieșiții, mi se dă rețeta și voi stabiliți domeniul. Deocamdată aveți pentru tot ce știți voi la nivelul clasei 8 este așa, radicale. Dacă vedeți radicale, există numai de numere pozitive. Și puneți condiția ca să o radical să fie pozitiv. Mai ales egal la 0. Iar dacă vedeți fracții, oriunde de aici încolo, fracții sau radicale veți vedea, pentru fracții numitorul diferit de 0, iar pentru radical, ci sub radical să fie numai egal decât 0. Astea sunt lucruri importante. Și acum spune. Direcția numărul 2. Dacă A ori B egal cu? Da, da. A mare. A mare. Ori B. Egal cu? A ori B, așa. A ori B, da. Egal cu? Deschideți doar acolo. 0 și 1. Perechea, 0, 1. 0, 5. 0, 5, am spus așa. Da, 2 și 1, corect așa. 2 și 1. 2 și 5.
3 și 1. 3 și 5. Determinați elementele mulțimilor A și B. Determinați A mare cu cine este egal. Și B mare egal cu cine. Deci dacă avem produsul cartezian AP egal 0,1, 0,5, 2,1, 2,5, 3,1, 3,5, ce elemente se află în A? Ce elemente se află în A? În A se află 0, 2 și 3. Deci cele de locul 1? Da, 0, 2 sunt și 3. Sunt în prima mulțime, 0, 2 și 3. 5. Deci 0, 2 și 3. Și în a doua? 1 și 5. 1, 1 și 5. Sper că ați înțeles ce înseamnă A ori B. A ori B. Hai să facem invers acum. Avându-le pe să dăm de peste A. 0, 1, 0, 5, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 5, 5, 2, 1, 2, 5, 2, 5, 3, 1, 3, 5, 3, 1, 3, 5, dar de ori 1, 0, 1, 2, 1, 3, 5, 0, 5, 2, 5, 3. A ori B egal cu B ori A? Nu. De ce nu? Pentru că dacă facem B ori A, nu mai dă câte ori 0, 1, 1, 0. Asta e. 0, 1 nu este egal cu B ori A? 1, 0. 0, 1 e un punct în plan. 0, 1, iar 1, 0 e altceva. Deci, de aceea, produsul cartezian nu e comutativ. Deci, atenție, A ori B e diferit de B ori A. Lege. Dacă numărul de funcții, determinați numărul de funcții, este definită pe mulțimea 1, 2, 3. Funcții. E definită pe mulțimea 1, 2, 2, 3. Cu valori în mulțimea minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Cu proprietatea 1, 2, 3, 4. Cu proprietatea f de 1 egal cu 0. F de 1 egal cu 0. F de 2 egal cu 4. Și f de 3 egal cu A. Determinați numărul de funcții. Ce rende pe sănătă? F de 1, să luăm pe F de 1. Dacă e egal cu 0, atunci ori X deci, cu 0. Miruna, hai să facem prin diagramă, da? Deci ar fi așa. Noi la pornire avem mulțimea formată de elementele 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. La sosire avem toată mulțimea asta, mai am. Avem aici că f de 1 egal cu 0. Lui 1 îi punem o corespondență 0. Lui 2 îi punem corespondență 4. Lui 3 trebuie să-i punem obligatoriu în corespondență ceva din toate mulțimea asta. Deci și lui 3 trebuie să-i pui corespondență ca să fie funcție. Dacă las așa, și eu pot să pun toate celelalte elemente la codomeniu aici, nici o problemă, dar zice și lui 3 trebuie să-i pui ceva. A. Un A din cadrul ăsta. A, și vrea numărul de funcție a lui A ăla, F de 3 egal cu câte funcții? Păi atâta putem modifica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funcții va fi. Deci 2, 4, 6, 7. Da. Deci lui 3 pot să-i pun o dată pe 0. 7. E funcție. 2, 4. Pe 4. Minus 2 pe minus 1. Deci, lui 3 putem pune pe R toate elementele de aici. Deci una din ele ar fi, lui 3 se pun 0. Prima funcție. E funcție. Alte funcții ar fi obligați într-unul cu 0 și 2 cu 4. Obligat. Ca așa am spun el. Iar lui 3 pot pune acum, nu-i pot pune tot 0. Păi da. Da? Nu că am pus o dată.
Păi și... Adică 0 și 4 e luat. 0 și 4 e luat, totdeauna e luat. Dar din 3 nu mi-i pot pune tot 0, că ar fi aceeași funcție înainte. Păi n-a fost pe asta, n-a făcut-o. Ba da, și e bun. Păi e corectă. Bun. Dar acum, dacă pun numai așa, e corectă? Este aceeași dinainte, ce o să ai să o repet? A, bă, îți faceți funcția 1, funcția 2, înțeles. Asta a fost funcția F1, acum o altă funcție, F2. Da, nu mai pot lăsa pe 4. Și pun pe 4 acum, da? Da, și pe este diferit asta. Pentru că lui Grei a pus altceva în corespondență, a pus pe 4. Apoi, o altă funcție. Lui 1 îi corespunde 0, lui 2 îi corespunde 4 obligator, iar lui 3... Îl ia pe 10 minus 1. Nu poți să-i pun pe 0 sau pe 4, că am putut. Da. Expună pe toate. Exact, mai asta am făcut. Eu am venit să fiu, am venit lângă tine să fiu de acord cu ce ai spus lui. Da? Și sigur, pe ceva timp îi poți pune în corespondență. Îi poți pune, adică mulțimea de sosire o poți completa. Dar nu o acoperi de fiecare dată. Mm-hmm. Nu poți să lui 3 să-i pui și un minus 1 da, și da. Și da. Asta e mai prostie. Nu tu știu atunci săgeții, cât 3 la, atenție! Lui 3 nu se poate pune în corespondență două elemente distincte ale unei funcții. Exact mai fi într-o intersecție și pleci în același timp, în două direcții, da. În același timp, adică nu ai cum. Prin funcții, fiecărui element, fiecărui de aici, se pune unul și mai mult din partea cealaltă. Și nu cumva să faceți o trăsnaie de asta. Adică ca... mine scrie în loc de grafic ce scrie că F3 egal cu 0, F3 egal cu minus 2, F3 egal cu minus 1, nu? Așa. Așa, așa. Mm-hmm. Dar dacă ai făcut și diagramele acestea, e mai clar, ca să-ți înțeleagă, că ai păstrat cele obligatorii, care sunt prin definiție, și de acum urmează ca pe 3 să-l mături pentru toate valorile. Deci numărul de funcții 7. 7, da. 4. Determinat valorile M mic aparțin lui el. Determinați e mic aparte. Pentru care punctul e mare, de coordonate e mic și 11. E mare. Mare. De coordonate e mic și 11. Nu aparține reprezentării grafice a funcției. E definită de el cu valori în el. Nu aparține grafice. Nu aparține. Da. E definită valori în el. Unde e de x este egal cu 12 x tot. Cu semn întrebării, de degrați valorile e mic pentru care... Găsiți e? Da, adică, da. Există e care se întâmplă chestia asta? Nu, graficul F. Că el nu aparține graficului F. Da. Deci, încă o dată. Să determinați... Un e mic. E mic. Pentru care punctele așese de coordonate, punctele mari, coordonate M și 11, nu aparțin graficului F. Păi dacă nu aparțin, înseamnă că 11 nu este egal cu 12 M plus 8. Deci 11, dar faptul că nu aparțin, înseamnă că nu depinde relația asta. Da. Deci traducem așa. E mare de coordonate. E mic și 11. E mic și 11. Nu aparține graficului F. Unde F de X este egal cu, cine ai spus tu, cu 12X plus 8. Este echivalent cu precizarea că, că cine? 11 nu există. 11 e diferit. Da, 11 e diferit de 12. M, da. 12 e plus 8. Adică M poate fi toate numerele, mai puțin 1 cu 4. Din asta lucrăm și înseamnă că e diferit de... 1 cu 4. Cât aici ar veni? 11 minus 8 e 3. 3 pe 4. Da. 3 pe 12. 3 pe 12 e 1 cu 4. 1 pe 4. M e diferit de 1 pe 4. Adică poate fi toate numerele, mai puțin... M aparține lui M. Mai puțin mulțimea formată din 1 pe 4. Dar eu aș fi lucrat altfel în listul ăsta, că este ciudat.
aș fi încercat să văd când aparține, găseam pe el și pe alte de departe. Deci negația. Când aparține, pe aparține... Uite, faptul că aparține, punctul aparține graficului. Deci... Aaa, așa. 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 Deci, dacă e mare de pătrat de minus 11 aparține graficului meu, este echivalent a spune că 11 e egal cu 12 plus 8. X egal cu 4. Înseamnă că e egal cu 4. Și cum noi am avut că nu aparține, da, M nu aparține graficului M, înseamnă că M diferit de 1 pe 4, adică M aparține lui M, minus mulțimea 1 pe 4. Știi de ce minuna spune asta? Că pare că da, diferit, da. Diferit. Și-am dus capul și mi-am dat. Nu, dar nu te-am observați că foarte bine pe mâna voastră, nu? Nu vă bruschez, mi se pare corect. Mm-hmm. Prin comparație m-am arătat că dacă mergi prin negație, dacă îți găseai metodul Bambăreci, dacă ar fi fost ceva din gradul 2, ți-ar fi venit greu să rezolvă ce cu diferit. Da? Dar dacă ai fost aici ceva din gradul 2 în M, M la 2, 3, așa, ar fi fost minus 1 pe 4 și 1 pe 4. Da, dacă ar fi fost M la 2, minus 5, M plus 6, diferit de 0. Dar n-am fost asta. Am avut noroc. Ascultă-mă. Da, înțeleg. Poate întâmpla să am o situație de asta. De aceea, corect este să mergi cu negația, găsești acele valori, exact ca la numitor. Cum pui numitorul de la fracție, diferit de 0. Dar tu mergi cu negația, egal cu 0, acele valori care le găsești, le dai deoparte cu urmă. Deci, băi, nu-mi convine. Cam avut mai devreme, nu? A, deci, asta vreau să vă spun. Să alegeți calea aceea care să meargă bine, să meargă rapid și să nu te conduci cu... Să duci într-o stație greu de ieșit. Să nu intri într-un fundător. 5. Determinați numele reale A, B, C și D mic. A, B, C și D. Pentru care funcție? Reale. Reale. Așa că? Funcția e definită pe segmentul 1 și A mic. 1 și A mic. Segment închis, așa. Cu valoare în el. Unde f de x este egal cu cx plus 8. Și g definită pe b mic și 10 segment cu valoare în el. Unde g de x este egal cu 6x plus 9 minus d, minus d, sunt egale. Așa. Pentru care funcțiile astea două sunt egale. Deci e identic cu ce? Păi spunem că cx plus 8 egal cu 6. Stop, nu te grăbi. Când două funcții sunt egale? Când au domeniu egal. Domenii egale. Când au, dar știm deja că e la cu ce. Și când au codomeniu, dar. Deci domenii, codomenii și aceeași rețetă. Deci, e egal cu ce, dacă și numai dacă se întâmplă 1A, domeniul de la prima, să fie egal cu B, 10. Scriți în dreptul său, domenii egale. Mm-hmm. Domenii egale. Rezultă că pe stop. Noi ne punem pe toate, pe cele trei. Au aceleași codomenii. Dar el, e egal cu el de data. Da. Și este bine. Au aceleași codomenii. Și pe x cam ce x. Și a treia, cum se zice, f de x egal cu g de x, oricare ar fi x, din domeniu, nu din el. Da. Oricare ar fi x ce aparține lui 1A, care e egal cu B, 10. Deci, am zis 1A. Ce am văzut aici autor, îți vadă dacă știți că două funcții de care au aceleași domenii, aceleași codomenii și aceeași lege de corespondere, aceeași rețetă. Domenii, codomenii și rețeta egală. De aici, din prima, înseamnă că B egal cu 1
Care e valul de ce? Da? Mamă, dar pe ce F, G? Mai ce știu dată când o zis că e congruent cu G? Deci, e identic. Sunt egale. Sunt pentru care funcțiile sunt egale. Deci, funcțiile sunt egale nu înseamnă că e de X egal cu G de X. Nu! Toate cele trei elemente să fie. Eu n-am zis că e de X, nu zis autorul acolo, e de X egal cu G de X. Când am zis că e de X, înseamnă Y egal cu A. La rețete ne-am referit. Când am zis că e de X egal cu G de X, la rețete. Dar când am zis că e de X egal cu G, trebuie să am în vedere pe toate trei. Și când zic că sunt egale, e F egal cu G. Când zice că e de X, este specific, nu? E de X egal cu G de X, altfel e așa, nu? Dacă spuneai de X egal cu G de X, se referea numai la rețetă. Da, mare rețetă. Dacă zici F egal cu G, trebuie toate trei elementele. Când am văzut mai chestiune, două funcții, când zic cum am deschis gura și am zis funcție, trei lucruri trebuie să am. De unde? Domnul Dumnezeu și de corespondențe. Apoi egalitatea celor trei. Din una la cealaltă, da? Așa trebuie să le văd. Și acum e de X egal cu GX pentru toți X. Ce X? 8? Adică ce zice? F de X egal cu G de X pentru orice X din domeniul de definiție, adică în cazul nostru din care ar fi 1, 10, că asta este, da? 1, 10 domeniul de definiție. Da, ca ai 10, da. Echivalent, va spune cu, așa redactăm, atenție, așa redactăm, pentru a treia relație, înseamnă CX plus 8 egal cu 6X, CX plus 6X plus 9 minus D. E, așa este egalitate pe orice X trebuie să fie din domeniul definiției de la 1 la 10. Asta este echivalent, va spune, ca să fie egalitate perfectă, trebuie să suntem cu coeficientul X de aici, C. Deci e egal cu coeficientul X din partea asta. Deci C egal cu 6. Deci de aici C egal cu 6. Și termenul liber cu termenul liber. Adică 8 egal cu 9 minus... Așa se întâmplă și dacă nu e egalitate perfectă. Păi dacă nu e egalitate perfectă, înseamnă că e o prostie acolo. Dacă aici ar fost 3X plus 8 egal cu 6X plus 9, gata, nu. Existul nu este corect. Nu este aceeași rețetă. Dar aici vezi că la coeficientul X mi-a dat o constantă pe care trebuie să o găsesc. Da? CX plus 8 egal cu 6X plus 9 minus D. Adică C-ul trebuie să fie egal cu 6 și 8-ul și și. Deci simultan trebuie să trebuie. 8-ul să fie egal cu 9 minus D. Iată și de ce l-am găsit 6. Iar D-ul l-am găsit acum egal cu 1. Și am găsit pe A, B, C și D din ideea egalității celor două funcții. Deci cele două funcții sunt egale dacă au aceeași domeniu, aceeași pătrumii și aceeași răspundeți. Dacă nu lăsai tu așa, duceam totul în primul membru un pic. Da. Se întâmplă așa. CX plus 8 minus 6X minus 9 plus D, egal cu 0. Noi am mai scris așa ceva, egal cu 0, virgulă, oricare ar fi X din 1 la 10, ca pe domeniu. Da, trebuie să fie X pe lângă C. Și organizăm noi X pe lângă C minus 6. Plus 8 plus 9 minus 1. Deci plus D minus 1 egal cu 0. Virgulă, oricare ar fi X, știți cum să vă spuneam în sfârșit. Dar oricare ar fi X, dar anulăm fi X și C egal cu 6. Anulăm coeficientul X. Da, și C egal cu 6, înțeleg. Și de aici vine C egal cu 6, deci asta face 0, și D minus 1 egal 0. Și D minus 1 egal 0. Deci și dacă ăsta face 0, nu mă ca și minus 1 să facă 0. Da. Deci C egal cu 6 și D egal cu 1. Și eu, chiar aseară, vă spuneam așa, că ori de câte ori aveți egalitatea asta, oricare ar fi X, în clipa care lăsați sub varianta asta, ne ducând tot un membru, și fără să organizați
scoateți X în factor sau aseară era cu un M pe lângă, nu știu cine. Oricare ar fi bună acolo. Puteți să luați așa. După X, termen liber. Că ce se întâmplă? F1 de X dacă este egal cu AX plus B. Și F2 de X dacă egal cu FX plus F. F de X egal cu F1 de X egal cu F2 de X înseamnă de fapt A o să fie cu și B o să fie cu nu e un caz egalitate la rețetă, la exprimare. Deci asta înseamnă echivalent cu A egal cu M și B egal cu M. Deci două funcții. Dar și e vorba de funcții, e vorba de altceva, nu e așa? Nu e așa. Numai aici este după variabila X, ca să poți să găsi imagini la fel. Deci asta puteți să scrie ca o regulă, ceva? Sunt cumva? Aș vrea să înțelegi fenomenul funcției. Deci, vezi ce înseamnă funcția? Ți se dă o rețetă, după care o ții Y. Deci tu dai un X valoare, găsești Y. Dar ca să fie aceeași rețetă identică, ca asta cere, o să fie rețeta identică, ca să poți obține Y. Neapărat trebuie să fie, ca rețeta să fie identică, trebuie să fie la fel forma. A o să fie cât M și B o să fie cât M. Nu mai poți obține același lucru. Pentru că prin f de x egal cu g de x, voi trebuie să înțelegeți că după rețeta C obțineți imaginea aceea. Acele imagini ai șansa să fie aceleași și pe o parte și pe cealaltă și printr-o relație, dacă rețeta este identică. Identică. Adică cei pe lângă x să fie același lucru și cei în termen liber să fie același lucru. Numai așa poți să obții aceleași imagini. Da? Deci când zic f de x, înțeleg y-ii care apar după rețeta aceea. Deci rețeta aceea trebuie să fie specifică funcție celea. Am să fac efortul cât pot de mare, că vreau să înțelegeți bine că noțiunea de funcții presupune cele trei elemente și fiecare în parte, sau am să fac o legătură cu Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, deci toate trei formează un tot în noțiunea de funcții. Toate formează un tot. Una, dacă este schimbată un pic, e altceva, altă funcție. Una din cele trei. Da? Deci, de aceea trebuie să leam în minte triada asta, da? Triada asta. 6. Reprezentat grafic funcția f definită de x valoare de r. 7, da? 6. 6. Reprezentat. Grafic funcția f definită de x valoare de r. Unde e de pe el cu valori în el. Unde e de x egal cu 2x minus 5. E de x egal cu 2x minus 5. 2x minus 5. E. În experiența care o vezi... Aici facem graficul. Atenție. Din experiența care o vezi, ce știți? Graficul funcției de gradul 1, ce este? O dreaptă. Bun? Segment. Depinde de domeniu. Da, aici o dreaptă. Așa, dacă e pe tot el, o dreaptă. Dar dacă aveți... De câte puncte aveți nevoie pentru o persoană? Două. De ce? 2 de X și 2 de Y, o pereche, două puncte A și B și gata grafic. Hai să facem și noi. Păi, să zicem că x egal cu 1. Pentru x egal cu 1 rezultă imaginea de 1 este... F egal cu minus 3. Minus 3. Avem un punct A mare de coordonate ca pe repede. 1 și minus 3. Și mai dăm doar un punct. X egal cu... Cu 0. Cu 0.
Și e de 0, imaginea. Minus 5. Minus 5. Atunci punctul B de coordonate, Maria? 0 și 0. 0 și 2, 0 și minus 5. 0 și minus 5, Maria, atenție! 0 și minus 5. Și acum ne este, nu, suficient pentru clasare. Și zice, când x egal cu 1, am găsit y cu minus 3, parcă nu? 1, 2, 3, paralele, aici, și am găsit punctul A, de coordonate 1 și minus 3, și când x-ul e 0, y-ul e minus 5, x-ul e 0, y-ul este minus 5, 3 la malul minus 3, minus 4, minus 5. Ăsta e punctul că x-ul nu e nici plus 1, nici negativ, nici pozitiv, nici negativ. Deci suntem pe axa y-ul. Și astea sunt cele două puncte. Și am unit. Ce? Și ăsta este graficul funcției. Ce zicem trasat acum este graficul funcției a cărei funcții? F. F de x egal cu 2x minus 5. Iar noi scriem y egal cu 2x minus 5. F de x este y cu acela care se schimbă de pe data. Și dacă iau un timp de aici Miruna, e punctul ăsta, și Adi și Maria, pentru punctul ăsta am un x. Și respectiv un y. Care x și y, x0 și y0, verifică relația asta. Y0 egal cu 2x0 minus 5. Toate punctele acelea, pus eu mă gândesc, fac una întrebare. Cât este i in de f, imaginea de f, pentru x și cuprinși între 0 și 1? Cât este i de f pentru x și între 0 și 1? Imaginea pe F pentru X și între 0 și 1. Nu, mai e asta B pentru X. Cât este? Dreapta B. Nu este rău. Da. Cât este I? Dreapta B toată aia. Așa. Da. Dar I de F, I de F, doar pentru X și de la 0 la 1, doar la pentru Y. De la Y cu minus 3 și minus 5, adică exact de la A până punctul B. Sigur, dar tot. Deci cât X și se mișcă aici, când X iau voi numai aici, Y și se mișcă în zona asta. Iată, când X-ul este 0, Y-ul este... Când X-ul este 0, Y-ul cât a fost? Minus 5. Nu? Asta e de la. Și când X-ul se duce spre 1, Y-ul este minus 3. Deci în imaginea acestui interval 0, 1, pentru x și între 0 1, înseamnă y-ii care sunt de la minus 5 până la minus 3. Asta e i de f. Cât este i de imaginea funcției f? Adică y-ii, care sunt y-ii? Că asta trebuie, care sunt y-ii? Pentru situația, când pentru x, văd, precizez eu, x-ii sunt de la minus 1 până la 2. Cât este?